Deputatul independent Marina Tauber s-a prezentat la ședința de judecată în care este acuzată de amestec în înfăptuirea justiției. Examinarea însă a fost amânată deoarece pe rulul instanței se afla o altă cauză penală privind finanțarea ilegală a partidului interzis Șor, astfel că primul dosar va fi transmis spre analiză unui alt judecător. În fața instanței a fost organizat un protest în susținerea Marinei Tauber. Deputatul a declarat că va lupta în continuare pentru a obține dreptate în fără de legile comise în raport cu ea. Noi nu ne temem de justiția lor, de procuratură și de presiunea care există. Da, noi toți suntem oameni, nimeni nu vrea să fie arestat, dar dacă acest lucru este prețul luptei noastre, noi vom continua. Noi nu vom ceda și noi o să luptăm până nu învingem dușmanul Republicii Moldova. Examinarea celei de-a doua cauze, și anume finanțarea ilegală a partidului interzis Șor, s-a făcut imediat după încheierea ședinței la care au avut loc audieri în dosarul deschis pentru amestec în înfăptuirea justiției. Cei care făceau parte din partidul Șor, erau deputații partidului Șor acolo pe scenă, Ilan Șor apărea pe ecrane, erau oamenii acestei formațiuni care organizau acel protest, oamenii care participau la acel protest. Noi am depus banii pe care i-am primit la organele de drept și am dat declarații în calitate de, nu știu, martori. Avocatul Marinei Tauber, Iulian Balan, a declarat că cele prezentate și spuse de martori urmează să fie minuțios analizate. Această investigație urmează să fie tratată cu acuratețe, deoarece suntem într-un proces deschis, nu avem probele confirmate sau infirmate de niciuna parte, este doar o opinie, iar cele relatate de către martori acuzării urmează să fie puse la îndoială, fiind mult prea aparținătoare. Oamenii care s-au adunat în fața judecătoriei Buiucan și-au exprimat sprijinul pentru Marina Tauber și s-au arătat convinși că învinuirile aduse ei sunt ilegale. Noi suntem pentru dreptate, o judecă pe nedrept. Cât se poate de întins această ședință de judecată intenționat? Nu au nicio dovadă și totul se întinde, se face totul intenționat. De ce se procedează așa? Pentru că acest partid să nu ajungă la alegeri. Este un om onest și cum se cade, care trăiește cu sufletul pentru toți locuitorii Moldovei. Nu contează cine sunt, cu Găgăuzia, cu Transnistria, cu ai noștri. Ea se străduie pentru popor, dar Maia Sandu prea multe își permite. Pornește dosare pe Evgenia Guțul, care ajută pensionarii, pornește dosare penale pe Marina Tauber. Evident că ne-am adunat în jurul Marinei Tauber. O să ținem indiferent de orice. Pe 2 aprilie 2024, Procuratura Anticorupție a învinuit-o pe Marina Tauber de amestec în înfăptuirea justiției. Cauza penală a fost pornită pe 2 mai de către Procurorul General Interimar Ion Munteanu în baza unei sesizări. Se întâmplă după ce Tauber, potrivit materialelor dosarului, pe 12 aprilie 2023, folosindu-se de situația de serviciu, așa cum spun procurorii, a intervenit la o ședință de judecată în care era examinată cauza în care figurează Ilan Șor și ar fi transmis mesaje amenințătoare judecătorilor. Tauber nu și-a recunoscut vina în ceea ce privește celălalt dosar în care este anchetată. Ea este cercetată penal pentru acceptarea cu bună știință a finanțării de o grupare criminală a partidului Șor declarat ilegal. Deputatul se declară nevinovat și spune că formațiunea pe care o reprezintă este finanțată din surse transparente. Anterior și Ilan Șor a afirmat în repetate rânduri că banii pe care alocă finanțării partidelor au fost câștigați legal de el sau de partenerii săi de afaceri și chiar a înființat un fond special în acest scop în sprijinul democrației.